Dan Negru se pricepe nu numai la televiziune, ci și la imobiliare, iar de câțiva ani câștigă și din agricultură. Este văzut adesea pe terenul de ținut lângă Timișoara, în timp ce se ocupă de lucrările pământului. Recent, el a achiziționat un tractor uriaș de ultimă generație, ca la fermele din America. Apropiații lui Dan au declarat în exclusivitate pentru Playtech știri că terenul moștenit de la bunici se află în zona Bodna și Banloc, lângă Timișoara. Vedeta TV nu fuge însă deloc de munca pământului. Dimpotrivă, este văzut adesea trudind pe câmp. Dan Negru are însă o mare problemă. Nu găsește să angajeze un tractorist pe mâna căruia să lase mastodontul de 14 tone. Acestui model de tractor se mai spune și monstrul agricol, așa l-au denumit specialiștii în agricultură. Dan, vedeta postului Canal D, a avut însă flair și în imobiliare. Are mai multe clădiri de birouri în București, dar și în Timișoara, pe care le închiriază pe 1000 de euro. Dan deține un bloc lângă Molvitan, alte două în zona Unirii, iar în urmă cu 7 ani a mai construit unul în nordul capitalei. Pentru fiecare clădire a scos din buzunar peste 100.000 de euro. El a menționat adesea că niciodată nu a făcut împrumuturi la bancă și că a investit în imobiliare banii câștigați din televiziune și din prezentările de evenimente.